Biblioteca județeană Ovid Densușianu Hunedoara de Vai a dedicat scriitorului Miron Țic la cei 75 de ani de la naștere o manifestare specială. Cu această ocazie a fost lansată biobibliografia Miron Țic, care cuprinde cele peste 20 de volume ale autorului. Cu prietenie, respect și admirație ne aflăm astăzi aici alături de prietenul nostru, scriitorul Miron Țic, căruia îi adresăm urile noastre de viață lungă și aceeași prezență activă în viața literară hunedoreană. Ajuns la vârsta deplinei maturități, când poate privi în urmă cu mândrie la ceea ce a lăsat, la ceea ce ne-a lăsat nouă, celor care îi apreciem creația, poetul, prozatorul și memorialistul Miron Țic se bucură de respectul celor care iubesc literatura de bună calitate. Miron Țic a vorbit despre scrierile sale și despre munca depusă în slujba literaturii. Am fost considerat de către unii critici că sunt un autor, un poet al sufletului, care ține foarte mult la cuvânt, la idee, la a-mi exprima prin viu grai dulcea povoară a cuvântului. Prietenii din lumea literară, dar și alții apropiați ai autorului hunedorean l-au sărbătorit pe Miron Țic într-un cadru de gală. Iată, a ajuns la 75 de ani la aniversare importantă, la fel de om cum se cade, la fel de poet important în literatura, chiar literatura română, nu neapărat numai literatura hunedoreană. Permanent a dat dovadă de un spirit extraordinar, de o modestie cum numai unii oameni au. Cărțile lui dovedesc acest lucru. Am și zis, titlul prezentării mele va fi Miron Țic, un iubitor, un mare iubitor, un produs de iubire. Toate cărțile lui reflectă aceste sentimente frumoase de iubire. Avem toate motivele ca să-l considerăm o adevărată personalitate prin ceea ce face el în plan literar și cultural hunedorean și nu numai. Și nu greșim nici dacă ne gândim că îl putem situa cu toată convingerea la același nivel pe plan și în contextul literaturii și culturii naționale. Miron Țic s-a născut la 22 mai 1939 în satul Boz, comuna Brănișca, județul Hunedoara. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Alba Hunedoara, și al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, filiala Deva. A fost onorat cu titlul de cetățean de onoare ale localităților Brănișca și Ilia.